Playu.ro prezintă Ești online? Fresh, dă-i cu play! Bun venit în lumea noastră! Salutare și bine v-am găsit la pauza de seriale. Haideți să vedem ce premiere ne rezervă această săptămână, doar două la număr, și la final să îi dăm cu un pic de comedie. Pe 25.10 am avut ocazia să intrăm în dulapul de curiozități al lui Guillermo del Toro. A avut premiera pe Netflix Cabinet of Curiosities, un proiect care a fost comandat inițial de 2018 de către platformă sub numele 10 After Midnight. Este o antologie horror cu povești diferite de la un episod la altul. Două dintre aceste povești sunt create chiar de Guillermo del Toro, faimosul regizor cunoscut pentru The Shape of Water, pentru care a câștigat și premiul Oscar, sau un film foarte drag mie, Pan's Labyrinth, și care a creat și seriale de-a lungul carierei sale. The Strain este un exemplu foarte cunoscut. Însă, revenind la Cabinet of Curiosities, poveștile sunt un mix de concepte originale și adaptări ale unor povești scrise de H.P. Lovecraft și alți autori. Acest prim sezon este compus din 8 episoade, toate disponibile pe Netflix. Bun venit în lumea noastră! Ei bine, săptămâna aceasta, pe 31 în România, are premiera sezonul 2 al unui serial foarte drag mie. The White Lotus revine cu un nou sezon, deși a fost comandat inițial ca o miniserie. Succesul pe care l-a înregistrat a determinat HBO să o transforme această miniserie în serial antologic. Practic, acum mergem într-un alt White Lotus, un alt resort, în Sicilia de data aceasta, cu personaje noi. Evident, distribuție nouă, cu excepția unui nume important, Jennifer Coolidge, care va reveni în rolul Taniei și care ne promite acele situații stânjenitoare, dar amuzante, cu care ne-a obișnuit și în acest prim sezon. Serialul a fost un absolut hit la premiile Emmy, a câștigat 10 premii, cele mai multe dintre toate serialele acestei ediții a premiilor Emmy. Și promite aceeași atmosferă ciudată, însă intrigantă în acest al doilea sezon. Serialul este creat și regizat în totalitate de Mike White, un fost concurent Survivor, care revine și pentru acest al doilea sezon, evident. We adopted a baby. Exciting! Just turn it off. Că tot vorbeam mai devreme de 10 premii Emmy, ei bine, recomandarea acestei săptămâni este un serial care are 75 de nominalizări, a avut, 75 de nominalizări la premiile Emmy și 22 de statuete câștigate. Nu numai asta, însă a câștigat 5 ani la rând premiul pentru cel mai bun serial comedie. Da, vorbim despre Modern Family, un sitcom ce a însumat 11 sezoane și 250 de episoade, care a fost difuzat în perioada 2009-2020. Serialul a fost o surpriză foarte plăcută pentru amatorii genului comedie, obișnuiți cu sitcomurile clasice care au banda aceea de râs în spate, enervantă pe alocuri. Multă lume nu este fanul acestor seriale tocmai din acest motiv, însă a schimbat pentru totdeauna stilul mockumentary. Este creat în așa fel încât să fie un documentar ficțiune, un documentar amuzant a trei familii interconectate de o figură patriarhală, Jay Pritchett în acest caz. Serialul a fost creat de Christopher Lloyd și Steven Levitan și s-au inspirat din propriile lor familii moderne, creând astfel un concept care a fost preluat și de alte seriale ulterior. Premiza de la care pornește serialul este una simplă. Cele trei familii sunt filmate pentru un documentar care li se promite că va fi difuzat de o televiziune olandeză. Puțină lume știe că de fapt asta este premiza serialului. Dad, mom needs you. Tell her I'm in the shower. Și
ne permite să vedem personajele atât în mediul lor natural, cât și intervievate, singure sau cu partenerii de viață, respectiv copiii, pe canapea și punându-li se întrebări la care ei răspund mai mult sau mai puțin sincer. Modern Family n-a încetat niciodată să fie amuzant și și-a păstrat calitatea de-a lungul anilor. Sunt și episoade în care poate că nu izbucnești în hohote de râs, dar sunt atât de bine create și te atașezi extrem de mult de toate personajele, fără excepție, încât a devenit un succes răsunător la public și la critici deopotrivă. Serialul este amuzant, dar smart și a permis personajelor să se dezvolte foarte frumos de-a lungul celor 11 sezoane, transformând realitatea vieții domestice, realitatea înnebunitoare pe alocuri a vieții domestice, într-o poveste amuzantă pentru mai bine de un deceniu. I don't know what that was, but I was not going to give him the satisfaction. And for God's sake, change out of those wingtips. You're a kid, you're not Nixon on the... Cele 11 sezoane ale serialului sunt disponibile integral pe Disney+. Bun venit în lumea noastră! Asta a fost tot și pentru această săptămână. Ne revedem vinerea viitoare să ne luăm pauza de serial împreună, tot aici pe canalul de YouTube Play.ro. Ești online? Fresh, dai cu play! Bun venit în lumea noastră!